astăzi facem ceva ce foarte mulți dintre voi mi-a scris în comentarii. Astăzi vom căuta un draft superb, vom construi un draft magnific pe care îl vom și juca, vom face spectacol, să înceapă nebunia! Vrei să-ți construiești echipa de vis în FC24 sau să deschizi cele mai tari pachete din store? Cumpără coins de pe u7buy.com și folosește codul OVI pentru 6% reducere. Iar contul tău este alimentat cu coins în maxim 10 minute. Linkul este în descriere. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro. Linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Nu uita să apeși și tu butonul de like, mă! Dacă te-ai uitat vreodată la un draft jucat de mine! Fii atent că începem cu 4-1-2 și trecem așa frumos, rapid prin ele. Bă, pune-mă pe cam pe Ronaldinho. Nu cred că ne iese din prima, dar vom încerca, vom căuta drafturi, vom încerca formații până iese ceva. Iese oare la prima? Du-te, bă, că nu cred, 94-94. Nu poate să iasă la prima, refuz. Puteias. Patrice, bă! Nu poate să iasă la prima. Hai să vedem. Toni Kroos, UCL 5-4 live. N-am cum să nu-l iau. Trece acolo. Și Petit era șmecher și cu multe opțiuni. Juca și fundaș stânga și... Ruben! Și fundaș central. Bă! Ușdui Nesta. Ia. Nu pot să cred că iese din prima, mă. N-are cum. Trebuie să mai dea. Vreau ceva să mai pice așa. Ona, mamă. Ce naiba, bă? Full cu Puteias. Du-te, bă, de aici. Gigi pe full a intrat, mă. Suntem 30-92 în primul 11. Atacantul, mamă, și Messi, bă. What? Păi 93, mă, ăsta. Fii atent. E 93, fii atent. Da, depinde foarte mult ce dă în continuare. Mamă, mâncați-a sufletul tău. Ce-i asta, bă? Băi, ce-i nebunia asta, fratele meu? Ia vezi. Oare rating așa mare nu e 94 la rating pentru că nu l-ai pus pe ăsta aici? Poate acum se face, nu se face nici acum. A, fundașul stânga, o viță, vine Zola. N-ai fundaș stânga. Ai, mă, dar avem fundaș. Ia stai, o n-are stânga cu Cafu. Bă, rating 94? 94! Bine, bă! A venit ratingul ăla bombă de 94! Frimpong! Suntem acolo! Cu Pușcaș! Wow! Scade acum, dar crește după aceea pentru că îi facem Zola. Combinația merge cu Zola. Merge și cu Zola, bă! Mamă! Și ăsta e bun! Haide, tată! Hai că poate vin! 94, Maldini! Ăsta e 127! Ăsta e, tată! Ăsta e! Machado! Mamă! Nu-mi rupe! Nu-mi distruge visele! 94, bă! Portarul, te rog! E slab! O, Doamne, cât de aproape! Vino Williams, poate? Ce-ai, mă, o viță, bă? Maldini aici, stai! Maldini acolo, da? Frimpong aici! Hai! Hai, mă, 94, firariel să fie! Wow! Și ultimul nu o să fie, o să fie doar 126, dar îmi voi lua hate-ul de pe lume dacă nu joc draftul ăsta. De ce nu e chemistry full? Îmi voi lua hate-ul de pe lume dacă nu joc acest draft. N-ai cum să nu joci așa ceva. La ce pierdem? Pierdem la Messi 1, la Toni 1. Bă, ce nebunie de echipă! Du-te, bă, de aici! Păcat, mă, a fost, cred, la un jucător distanță de recordul mondial. Wow, o minunăție, mă. N-avem cum să mergem mai sus. Facem și noi acel full? Păi îl facem, tată, că vin cu Nesta. Aici îți iau 31. O să rămânești dacă îl scot pe Messi. Uite, vezi, stăm full 126. Superb! Na, superb. La un jucător de acel... Mamă, și atac cu 97, mămică! Ne-ai, nu vine să cred că mi-ai știut prima. Și aici, Van Bommel, că avea 40 la pace când jucam cu el acum o eternitate. 126, super, dar n-am cum să nu joc. N-am, trebuie. Trebuie, e prea mișto. Din prima ne-a ieșit pe 4-1-2. Uite și tu cu vechea gardă Italia.
ai aici un superb, superb cuplu de atacanți. Îl ai pe Nesta, îl ai pe Maldini. Mamă, Ona pe stânga, Cafu pe dreapta, dar totuși cred că îl bate Frimpong aici. Bă, cine este frate de aici? Nu pot să cred că îl voi scoate pe Ronaldinho. Ba nu mă, joc Ronaldinho aici. Acum am văzut că putem să facem full cam. Ne ducem. Sunt curios dacă s-ar fi ridicat el în... ar fi crescut acel rating. Nu, totodată rămâne. Ruben, bun. Da, nu mă, că joc pe Nesta. Dacă îmi place mie, să mai joc și pe Nesta. Toni Kroos, Messi cea mea. Asta e cu 5 stele la skill moves, 4 la weak fit și finish at plus. Și cu Cruyffy și... Nu, uite așa. Pentru că Messi are finish shot. Și Patrick aici, fii atent. Patrice aici. Mamă cum arată, este... Bă, una beleță, este o minunăție. Să vin oane cu puteias aici, stângace. Nu, no, mă joc cu Toni Kroos. Respect Toni Kroos, așa jucăm draftul, tată. Primul adversar la repetit, Zizou de 95. N-am văzut niciun jucător, mă, de talia celor din atacul nostru. Cum se repliază, bă, acest Maldini. Nebunie, jur. Ia uite din prima. Pam! Vine Titi. Titi, direct. Golaț. Su! Hai, mă, Oviță. Nu vrei să jucăm serios. Pasă înapoi. Mamă! Ona, în care e o blocată. Toni are ceva pe la finez? N-are. Ronaldinho, blocat de areola cu ușurință, mă. Messi cu areola, salvează, din nou s-a întras eu prost. Nu, am întras eu prost. Dă de acolo, oare Frimpong? Dă Frimpong de acolo, dă mă 1-0. O, Dumnezeule! Toni Kroos! Sumă! Să fie! Celebrarea CR7 pentru... din partea fostului său coechipier de la Real Madrid. Opa! Messi cu... ratează încă una, mă! Pup! Titi! Simplu pentru Titi. Oh, da, asta e echipă! Hulit ăla de 94. Bă, sincer, la mi se pare... în toate carurile pe care le-am folosit eu, cred că e cel mai broken, frate. Ăla e... Nebun! Old school Toni Kroos cu un body feint. Un finish pe verde, dar n-a fost de ajuns. Dă și cu stângul, Titi? Prindem noi pe verde, dar nu cred că ar fi fost destul de mâncare, doar 4 la wicket. Oh, e perfectă pasa, golață, nu? Bă, Messi, gau! Messilane! Ia stai un pic! Haide! Su! Ușor! Altceva acolo cu trivela, n-ar și să-i fac. Cruyffy! Cât de bun! Și e victorie! Păc, hop, su! A venit un blocaj, bă! Dar să fie 3 acolo! Prea bun aici! Prea bun! Și Messi! Cu un... șut așa, ciudat la finalizare, parcă eu am încărcat foarte tare, dar el a dat perfect, mă. A dat absolut perfect acolo, a înălțat puțin mingea prin lateralul portalului. Foarte mișto finishing-ul ăla. Și acum am o întrebare pentru voi, chiar-s curios, mă, tot respectul pentru Ronaldo. Știți, eu mai mult cu CR7. Bă, da, o chestie, stai puțin, mă dau și pe ăsta. Bang. Bum.
pe verde, superb. O chestie pe care am observat-o eu de-a lungul carierei celor doi. Bă, mie mi se pare, totuși la finalizare, Messi acolo când ajungea, mă avea așa un stil fabulos, jos, pe lângă portar. Mi s-a părut un pic mai bun la finalizare odată ce ajungea acolo. Dar bineînțeles, Ronaldo, mai multe goluri, joc aerian și cu stângul, Messi nu prea cu dreptul, dar așa mi s-a părut mie, un pic mai elegant Messi la finalizare acolo. Lăsați și voi un comentariu și spuneți-mi, așa, 1 versus 1, în prime-ul lor, care vi se pare vouă mai bun la finalizare? Crive 95, Paolo Futre, Kerry 92 și nu-mi dați statistica cu golul Ronaldo, știu, all time top goal scorer. Zic așa, în sezonul lor de vârf și nici nu-mi dați sezonul ăla lui Messi cu 92. Dacă ar fi 1 versus 1 cu portarul, Messi prime, Ronaldo prime, care ar da mai multe goluri? Oh, ce frumos a plecat aici. Titi, nu ratează, n-ai ce să-i faci. N-ai, ce mișto e 4-1-2 ăsta pe atac. Pleacă băieții în față, super pe contraatac. Opa, op că te mușcă Frimpong. Gol, am strigat. Nu, bă! Cum n-ai, bă? Poate din a doua. Nu! Gigi, miracoles. Și el Crive poate? Oi, transversal din nou, cine mă? Oare e bună? No, e Renard, bine acolo. O, Crive, simplu, pe verde. 2-0, tată. Oh, n-ai ce să-i faci la aia. Tot pe verde, 3-0 și l-am decimat. Vezi ce pasă bună pentru Messi asta. Dă cu verdele! Transversală. Bă, cât am dat cu asta, frate? Am dat 3-4. Opa, penalti! Sau de fapt, dacă stai să te gândești, Messi a intrat în portar. E o fază foarte asemănătoare cu cea de la Saka cu Manu Neuer, dacă ați văzut-o voi acolo în Champions League. Rooney! Și Donnarumma, bă, am ratat cu băiatul ăsta, dar putea să fie 10-0. Nu, ce greșeală am făcut aici. Adam? Și... O, ne lasă reloarea, bă, copile, bă. Mă, stai locului, mă, tată, mă, stai locului. Stai locului, mititelule. Stai locului, că joci cu băieții mari aici, nu e așa. Stai locului, bam, o deviere. N-ai intrat, mă, stai legat la finalizare. Hoppa, 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 hoppa. Nu mai lăsa reluarea, prietene. Mai ales după ce ai fost distrus așa într-un meci. Nu o lăsa, amice. Ia vezi. Oh, n-am prins verdele, mă. Ronaldinho 95, bă. Și capita ăla. Ragații ne fac aici sau nu ne fac? Asta e, Ok, e jucăuș adversarul, e jucăuș, dar s-a stricat, a văzut centrare, mi-am cam dat seama momentan, sper să nu mă înșel, dar am văzut centrare acolo, știi o viță. Oh, bun, blanc acolo, Crive, Ronaldinho, se știa că o să intre direct. Te întorci tu aici, dar nu e întorsul tău, bă, stă bine, Gagiu, stă bine, ragați, hop, hop, hop.
prea multe hopuri. Hop, 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 offside, nu e, băie, Messi. Ce-a făcut portarul acolo și e 2-0? Bună centrarea! Wow! Bă, cum a fost superb golul ăsta, vreau reloare, te rog să o lași. Te rog, lasă-o. Ronaldo, facem împreună. Su! Lasă-o, mă! Nici n-am mișcat portarul, ești nebun. Superb, superb golul. Oh, Messi! Aproape! Păcate! Ultima secundă a fost blocație. Și încă o dată apără. Thibaut Courtois face meciul vieții, tată. Păcălim aici? Am eu schimb aici. O știe toată lumea, dar mai încercăm. Mai încercăm încă o dată. Mă duc cu ea. Fiați, dar acum eu fac scurtă. Eu fac scurtă, mă duc aici. Uite de aici, îl dau de aici. Ai mă un pic. Numai asta încerc, ia să vezi. Nu mai finis de acolo. Tuc, 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 tuc. Numai asta încerc. Oh, cum se duce asta? Salvează-o, Titi. Hai, Titelu. Pe verde din nou, Ronaldinho. Ce gol ar fi fost. Cruyffi! Asalt total! 4-5 ocazii imense, imense! E bună! Ronaldo! Și egalează, mă! Ia uite ce final avem! Cam astea sunt statisticile la pauză. 9-3 la shooter. A dominat de la un cap la altul, dar egal. Nostru ăsta, ok. Trebuie să fie gol asta, nu? A, tată! Johan! Wow! Ce șut acolo! Se prăbușește pe teren de bucurie. Oi, doși încă una! Titi! Power shot. Trebuia să marchez. Vai mă că închideam meci. Închideam meci aici. Mai dăm oare cu Messi? Avem vreo chansone aici. Bună asta. Înapoi. Tonițu pe roșu. Hopa, 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 hopa! Cruyff face 5-3. Draft câștigat. Lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi care a fost jucătorul vostru preferat din acest draft, care v-a plăcut cel mai mult. Ce pachete mai primești acum dacă câștigi un draft? Prime off. Ok, ok. Fii atent, nu deschidem acea nebunie. Avem 3 pachete, un pic mai barosane de deschis la sfârșit. Imediat vă despre ce este vorba. Alea sunt slabe. Unde e? Unde e? 83-84 cu 2. Fii atent, 84 cu 2. Bam, inform din prima. Englez, fundaș dreapta de la Newcastle. Hai să vedem și pe al doilea. Sunt două carduri de 84 plus 87 și Dali. 1 de 100 de K, Jumbo Rare Players Pack. Vine, vine doar gold, mă. Și mai deschid încă unul, fii atent. Oh, na, off. Asta măcar era 3 double. 84 plus cu 3 în el. Voi nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest episod. Vă pupă o viță pe toți, zi faină să aveți. Pa, pa.